Salutare, dragi, bine v-am găsit la un nou episod. E bine, astăzi pe site-ul CaseJar și vom deschide borcane cu skinuri. Nu cutii, borcane. Din ăla de are bunica ta cu zacuscă și castraveți murați. Da, eu zic că este un concept nou și o chestie foarte, foarte interesantă și originală, după părerea mea. Și avem foarte, foarte multe case-uri de deschis. Avem 500 de dolari pe site, adică vreo 25 de milioane, așa, 23 de milioane. Să deschidem aici, bun. Hai să începem cu the hard case. Uite, cutia grea. Uite, deschidem 5, astea oprim sunetul, că sunetul nu prea ok. Bun, și dăm aici. Oh, alo, s-a buguit, a! Ce pică? Ne-a picat un AK-47 case hardened de 33. Și un fel ce knife case hardened. LOL, respect. Respect maxim. Am uitat să vă zic că dacă mergeți la promo code și băgați codul GAMI, o să primiți 50 de cenți. Și cu 50 de cenți puteți deschide o cutiuță, ceea ce e foarte tare. E un promo code pe care vi-l dau eu gratuit, niște bani gratis. 50 de cenți, e ok. Na. Uite, avem cutia nouă, Spectrum, Full Spectrum. Uite, o să deschidem două. Hai să vedem ce ne pică la Spectrum. Am înțeles. Nu ne-a picat. Bun, hai încă o dată, încă două. Hai să vedem ce pică. Ceva bun? Hai, mamă, dacă-mi pica Shadow Dagger-s ăsta. Ce face? USP Neonoir ăsta și Bloodsport Fact. Mamă. Ok. Ne-a picat super, super, super bine. Bun, hai să vedem ce mai deschidem. Uite, deschidem Howl's Castle. Vai, dacă îmi pică M4A4 Howl, mă sinucid. Uite, deschid 5. Deschid 5 din astea. Hot Rod, e scump. Factory New 87. Nice, respect. Bun, hai să vedem ce mai deschidem. Bun, deci pe site-ul acesta poți să-ți faci propriul tău jar. Uite, dacă mergi la create jar aici. Și uite, enter the jar's name. Dealer sau sal. Bun, și luăm un dragon lore. Ok. Punem poză cu dragon lore. N-au poză cu dragon lore. Ba da, uite, au. Și uite, mai luăm una caramină. Mai ăsta. Nu știu, trebuie să fie 5 iteme, gen, știi? Bun, nu prea știu dacă merită, sincer. Adică am șanse de 10% să ia pică, să pice regular. Nu prea merită. Nu o să facem chestia asta pentru că nu prea are rost. Hai să vedem jaruri făcute de alte persoane. Uite, vedeți că sunt deschise astea ieftine, gen, uite, easy win și căcaturi. Da, se pare că o să deschidem cutiile, case-urile oficiale, uite, official jars. Bun, deci avem Dragon Slayer care ne pică Dragonlord, field test 0.5%, o să deschidem 5 jaruri. Dacă îmi pică, mă duc în Bahamas, haide. Nu mi-a picat, hai să mai deschidem încă o dată 5. Ce ne pică? Da. Bă, ne-a picat ping de dipatul ăsta și cam atât. Uite, mergem la Serpent's Blood și deschidem două din astea. Bă, dacă-mi pica vulcanul ăla era o chestie, dar nu. Bun. Ei bine, și cam astea sunt winningurile noastre pe ziua de astăzi. Shadow Dagger, AK-47 Case Harden, Felcher Knife, Neonoir, Bloodsport, frate. Fucking Bloodsport, M41S, Hot Rod, Worm God, Redline, de toate. Ne-au picat super multe chestii foarte, foarte tari. Și da, mă, frate, cam asta a jucat acest episod pe acest site foarte, foarte tare, CaseJar. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să strângeți și noi 1000 de like-uri la acest episod. Și dacă folosiți codul GAMI, să aveți 50 de cenți ca să deschideți pe site gratuit, ceea ce e foarte tare. Bun, cam asta a fost acest episod, eu am fost GAMI, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!